Helmut Ducadam, cunoscut drept eroul de la Sevilla, și-a luat rămas bun de la această lume printr-o ceremonie discretă. Decizia familiei de a-l incinera respectă ultima dorință a fostului portar, exprimată într-un testament. Sportivul va fi incinerat chiar astăzi, a transmis soția lui la Digi24, în semn de omagiu pentru cariera sa excepțională. Președintele Klaus Iohannis a semnat un decret de decorare post-mortem. Helmut Ducadam a primit Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler, ca recunoaștere pentru aportul său extraordinar la promovarea fotbalului românesc pe scena internațională. Născut pe 1 aprilie 1959, în Semlac, județul Arad, Ducadam a început cariera de fotbalist în 1975 la Gloria Arad. Continuând la UTEA și Constructorul Arad, înainte de a semna cu Steaua în 1983. De-a lungul carierei sale, a demonstrat un talent extraordinar și un profesionalism desăvârșit, devenind o figură emblematică a sportului românesc. Printre momentele sale memorabile se numără și meciul împotriva AS Roma, din 1984, când a apărat un penalti în minutul 87, contribuind decisiv la un rezultat remarcabil. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.